Argumente, explicații, declarații. Ale politiciei pe înțelesul tuturor. Evenimente locale și naționale dezbătute la sânge. Argumente. Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Vorbim de argumente. Argumente de această dată venite tocmai de la Bruxelles. Și dacă am spus Bruxelles, bănuiesc că știți și cine este invitatul din această seară care s-a ținut de promisiune. Unul din atul, din aturile sale, am putea spune noi, se ține de ceea ce promite. Este vorba de europarlamentarul Petru Luhan, căruia îi spunem bine ați revenit. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație și eu chiar mă bucur că am din nou oportunitatea de a intra în contact cu bucovinenii mei dragi. Spuneți-mi, vorbeam înainte de a începe emisiunea, ați participat în Germania la campania dinainte alegerilor. Cum e acolo? Cum se desfășoară o campanie în Germania? Da, e adevărat. Am o relație foarte bună cu colegii mei europarlamentari, în special care provin din Germania. Bineînțeles, între timp există și foarte mulți români cu drept de vot în Germania, care contează pentru fiecare politician, fie că vorbim de locale, naționale sau mai ales europarlamentare. Și am fost antamat de 3 colegi europarlamentari să devin activ alături de ei în campania lor națională și întâmplător în Bavaria. Campania sau alegerile naționale au coincis cu cele la nivel de stat federal. Și am avut întâlniri cu foarte mulți nemți, printre care și nemți de origine română. Și bineînțeles că am punctat foarte mult relația bună între mine și europarlamentarii nemți, cât de mult contează să ai o relație interumană extrem de bună la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, pentru că acolo se dă ora exactă. Am mai spus-o, cred că și în emisiunea trecută, 80% din politicile naționale, inclusiv la nivelul României, sunt preluate și sau adaptate la politicile europene, adică la ceea ce fac europarlamentarii la Bruxelles și Strasburg. Și revenind la campania electorală, ea nu este foarte mult diferită de campania electorală, de o campanie electorală tipică din România. Are foarte multe similitudini, are și câteva diferențe. Ca diferență aș menționa faptul că nu se merge pe bază de găleată, flori mici, țuică sau alte daruri electorale de acest gen. De ce sunt mai zgârciți? Nu că sunt mai zgârciți, cred că să spunem, democrația în Germania este puțin mai avansată. Sau ei merg pe ideea că nu vor să cumpere votul. În primul rând ar fi ilegal. În Germania este interzis orice astfel de ofertă de bunuri sau oferirea unor astfel de bunuri ar conduce la fapte penale. Nu se face, dar este și imoral. Un politician care ar încerca să dea obiecte sau de băut, de mâncat electorilor, ar fi sancționat din punct de vedere electoral. Adică ar primi mai puține voturi. Bineînțeles că acest aspect este general valabil pentru toți politicienii din toate partidele politice. Și atunci nu rămâne decât să vii cu un program politic extraordinar de bun, pliat pe necesitățile oamenilor din regiunea ta sau din țara ta sau din Bundeslandul tău, cum este cazul Germaniei, pentru a putea câștiga bătălia politică. Și asta m-a impresionat extrem de mult și chiar cred că toate partidele politice de pe scena politică românească ar trebui să aibă un consimțământ în acest sens, să se pună la aceeași masă și să voteze o lege prin care orice dar politic să fie interzis. Îmi trecea acum prin cap o mică comparație, poate e deplasată, poate nu. Interpreții de muzică populară strâng materialele din zona lor, nu? Așa face și un politician, hai să nu zicem neapărat europarlamentar, vine în mijlocul electorilor, nu? Și află ce nevoi au și duc mai departe problemele lor spre soluționare. Da, sau așa ar trebui. Asta e rolul unui politician, în general. Atunci când accepți să intri în serviciul cetățeanului, trebuie să știi că ai nevoie de anumite competențe. Prima competență, consider eu, că este aceea de a înțelege foarte bine necesitățile oamenilor. A doua competență pe care trebuie să o ai este aceea de a avea
abilitatea de a promulga acel interes la nivel legislativ sau la nivelul executivului din care faci parte sau la nivelul Parlamentului European. Și nu în ultimul rând, abilitatea socială de a genera o majoritate democratică. În orice țară, da? În orice țară, inclusiv în Germania și la Parlamentul European, adoptarea unei legi este bazată pe crearea unei majorități democratice. Ai abilități să creezi o astfel de majoritate sau mai puțin? Și asta are la bază abilitatea de comunicare. Știi să comunici foarte bine sau ești mai degrabă timid sau nu ai instrumentul comunicare sau, cum este în cazul nostru, la nivel Parlamentului European, acolo toate discuțiile au loc înainte de a se intra în dezbatere oficială, în comisie sau în grupul politic, nu mai zic în plen, că e deja prea târziu. Și dacă nu ai abilitatea de a comunica într-o limbă de circulație internațională, iarăși e o problemă. Dar, repet, foarte important este să accepți că te-ai pus în slujba cetățeanului, ai nevoie de aceste abilități și, bineînțeles, trebuie să comunici în mod permanent și cu cetățeanul, să vezi ce necesități se nasc pe parcurs. Și, nu în ultimul rând, cred că fidelitatea față de un partid contează iarăși foarte mult. Nu știu cât contează în și România. Față de alegătorii care au că n-am văzut un sondaj, pentru că văd că de ani de zile funcționează. Se creează majorități parlamentare pe bază de migrație politică. Despre migrație o să vorbim noi ceva mai târziu. Eu mai am o curiozitate. În Parlamentul European știm că sunt reprezentanți din mai multe partide politice. Cum ar fi și în Parlamentul României? Dar acolo există la fel atât de multe fricțiuni, ca să nu spunem un alt termen, la fel de violente, schimburi și replici neortodoxe. Cum e în Parlamentul European? În primul rând, în Parlamentul European nu avem coaliție și opoziție. Avem 7 partide mari, formate din 164 de partide în cele 28 de state membre, care au doctrine diferite. Indiferent de ce temă vorbim, este totuși necesară o majoritate simplă sau una calificată. Simplă însemnând 50% plus 1, una calificată, două treimi. Se votează prin ridicarea mâinii sau prin apăsarea de buton și fricțiunile de care vorbeați au mai degrabă loc la nivel de state. În raportul grup politic stat câștigă sau primează interesul de țară. Așa este și la noi și chiar dacă aici vedeți foarte des că există dispute foarte aprige la nivel politic, se împroașcă foarte des cu noroi, într-un mod deseori necizelat și mai puțin plăcut telespectatorului. Vreau să vă spun că la nivelul Parlamentului European, atunci când am avut obiective de țară, obiective comune, am făcut front comun cu toți membrii din toate celelalte partide politice. Nu pentru că ne-ar fi fost dragi, nu pentru că am avut nu știu ce relații interumane de nu știu ce natură. Sunt relații interumane civilizate și atât. Dar pentru că am înțeles cu toții că e vorba de interesul cetățeanului român. Acest lucru nu s-a prea discutat în spațiu public românesc, dar vă spun foarte sincer că numai așa are țara o șansă să-și genereze o majoritate, dar întrebarea 2 este cu cine faci coaliție. Da? Că totuși se pune problema. Cu cine generezi 50% plus 1? Chiar dacă ai nevoie doar de majoritate simplă. Și de obicei interesele noastre se aseamănă foarte mult cu interesele Poloniei, Ungariei, Bulgariei. Dar cu toate acestea deseori nu ți ajunge. Nu ți ajunge pentru că Germania are 99 de europarlamentari, Italia 78, Anglia 78, 60, Spania. Și deci numai ăștia patru dacă se pun împreună, poți să te aliniezi tu alte 12-16 țări la un loc, nu ai șanse de izbândă. De aceea, repet, relațiile interumane contează extrem de mult pentru a genera o majoritate. Și vă mai spun că acum trebuie să o vorbim pe șlau așa, ce înseamnă politică europeană de care noi bucovinenii, deci din nordul României, depindem. Dacă eu am 6 prieteni în delegația Germaniei și îl rog să mă susțină pe politica de coeziune pentru simplificarea procedurilor de accesare a banilor europeni, chiar dacă Germania este
net plătitoare, ei știu oricum că au plătit banii respectiv. Ei fiindu-mi apropiați, fiindu-mi chiar prieteni, o să spună, ok, votăm pentru Petru. Dar ei, în fund, votează pentru România. Și astfel, românul sau orice beneficiar eligibil final de aici din România are acces mai ușor la bani europeni. Ok, dar poate interveni și varianta cealaltă. Ok, îți acordăm acum votul, dar și tu, când vom avea noi nevoie, ne vei da votul tău. Bineînțeles. Acest lucru se întâmplă de obicei într-un cadru bine definit. Îl susții în condițiile în care țara ta nu este afectată. Dacă țara ta este neutră, pentru că ești prieten cu el, îl susții. Dacă țara ta ar avea de pierdut pe baza acelei susțineri, îi spui foarte clar și el înțelege. Nu există o chestiune că, domnule, trebuie să mă susții că mi-ești prieten. El înțelege că interesul de țară primează, că așa e și la el. Deci sunt niște practici pe care le înveți în timp și, repet, extrem, extrem de important să faci politica, că așa se face și în România, așa se face și în alte state, și la nivelul Parlamentului European, politica sau deciziile se iau înainte de a se ajunge la discuții în comisii sau în plen. De aceea e extrem, extrem de important ca capacitatea de socializare, abilitățile de comunicare, limbile străine și nu în ultimul rând, atenție, nu în ultimul rând, înțelegerea procesului legislativ, care este unul extrem, extrem de complex la nivel european. Nu vă ascund că fiecare europarlamentar ia la început cel puțin un an de zile până intră în structura funcționării procesului legislativ, care include Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Dar cel mai important lucru despre care putem noi vorbi la acest nivel este că, vă spun foarte sincer, eu cu mândrie de bucovinean și sucevean și mai ales de român spun că am reușit să pun gara Sucevii, de exemplu, pe harta Europei ca gară strategică și sper până în 2020 să avem trenuri de înaltă viteză, adică 200-250 la oră spre București și spre Viena, să nu facem 7 ore cu mașina sau cu trenul la București și să facem 2 ore. Ok, trenuri, dar ne mai trebuie și șine, știți? Păi șine. Eu când zic trenuri, bineînțeles că presupune de la sine că trebuie să faci o infrastructură de cale ferată adecvată pentru a putea avea. Despre infrastructură o să vorbim. Da. Eu vă propun în schimb să facem o călătorie alături de Petru Luhan la Bruxelles și am să rog regia să ne ofere primul filmuleț. Salut, România! Petru Luhan nu e doar un nume propriu. E povestea unui român care a cucerit Europa prin profesionalism. Vorbim despre omul politic care dă certitudine ideii că un boț de humă din Suceava poate spune povestea României în cuvinte frumoase în Parlamentul European. Ambiție, perseverență, idei, convingeri, concepte concrete și abilitatea de a implementa. Acesta este Petru Luhan. La vârsta majoratului, profită de oportunitatea de a cunoaște Europa. Înțelege de vreme că stabilirea obiectivelor este cel mai important lucru pentru a ajunge la succes. Navigarea pe Dunăre, cu efecte economice benefice pentru România, se face astăzi mai eficient și datorită lui. Strasburg și Bruxelles sunt două adrese importante în viața oricărui cetățean european, începând cu 2007 și pentru fiecare român. Faptul că Petru Luhan îi reprezintă cu succes pe români în fața Europei îi aduce titlul de europarlamentarul anului. And the winner is Petru Constantin Luhan. Tinerii au o șansă în plus la un loc de muncă începând cu 2009 datorită unui program european de educație. Suntem în Parlamentul European, un loc istoric. Politicile care se elaborează la nivelul acesta se aplică pe 503 milioane de europeni și nu doar pe 22 de milioane de români. Sunt onorat să fiu parte acestui legislativ european.
în calitate de reprezentant al intereselor românești în forul european, votul lui Petru Lucan reprezintă un act de mare responsabilitate. N-a uitat de unde a plecat, promovând frumusețile Bucovinei și licorile bahice peste tot în lume. În plus, specializările în economie internațională, management global, finanțe și sociologie îl recomandă ca un luptător ambițios cu obiective. Mandatul început în 2009 îi permite să-și aducă o contribuție semnificativă la sistemul politic european. Accesarea fondurilor europene este astăzi pe înțelesul tuturor datorită campaniei la nivel național din 2011. România are un cuvânt greu de spus în Uniunea Europeană. Trebuie să învățăm să-l rostim mai apăsat și atunci el va fi ascultat. Parlamentul European este locul unde se dă ora exactă în politicile regionale. Comunicarea este esențială, fiindcă scopul este vorbirea unei limbi comune europene. Aici, integrare, strategie, structură sunt cuvinte de ordine. Da, în premieră ceea ce au urmărit telespectatorii și noi a fost difuzat în această seară la Bucovina TV. Da, asta dovedește afinitatea mea față de județul meu, față de oamenii din locurile mele natale, deși mi-a fost cerut și la Canal D și la Prima TV, care știau de el pentru că a fost realizat de un colaborator al lor. Am ținut să fie în premieră în Bucovina mea dragă și vă spun că am văzut și eu secvența, am văzut din nou de fapt, dar nu știu câte oare, secvența cu momentul când am primit acel premiu Europarlamentarul Anului și de fiecare dată pot să spun că trăiesc aceleași sentimente, parcă ți se face pielea găină când vezi în fața la 2.000-3.000 de europeni prezenți acolo și 200-300 de camere de luat vedere și nu știu câte aparate foto, să primești o astfel de distinție pentru recunoașterea activităților în domeniul sănătății în cazul de față. În momentul respectiv consider că orice efort a meritat, chiar dacă eu am mai sacrificat și viața privată pentru a obține aceste realizări la nivel european, și spui că s-a meritat și îți dă o motivație extrem, extrem de mare în continuare să lupți pentru aceleași obiective. Ei, oricum, Petru Lucan are de finalizat niște proiecte demarate, dar înainte de a invita publicitatea, am să-l rog pe Petru Lucan să ne spună cele două motouri ale sale, pentru că mie mi-au sunat tare bine. Da, eu am două motouri pe care le-am dezvoltat nu numai decât în ultimii 4 ani jumate, în viața mea profesională de până acum. Unul este... stabilirea obiectivelor este cel mai important lucru pentru a ajunge la succes. Și al doilea este, România are un cuvânt greu de spus în Uniunea Europeană, însă trebuie să știe să-l exprime. Publicitate. Am văzut ce spun politicienii din România. Am aflat și nu în totalitate ce spun politicienii din Europa. Dar să revenim la un subiect pe care noi l-am abordat așa întreagăt și nu vreau să rămână doar așa, migrația politicienilor de la un partid la celălalt. E sănătoasă chestiunea asta față de partid, dar și față de alegători? Nu este sănătoasă. Este în primul rând un factor de instabilitate la nivel parlamentar și guvernamental și doi, este imoral față de alegători. Alegătorul te-a trimis acolo în calitate de membru a unui partid. Ori tu, în calitate de ales pe baricadele acelui colegiu, pe listele sau individual la acel partid, trebuie să respecti că ai fost trimis să apere acele valori. Atunci când migrezi, în primul rând, dovedești lipsă de respect față de votant. Pentru că, să fim serioși, foarte mulți votează partidul și deseori votează cu partidul respectiv pentru că au un program
la nivel național pe care l-au prezentat, pentru că au anumiți lideri la nivel național. Nu pentru că ești tu foarte valoros, cel care candidează. Poate că doar 50% contezi tu. Și atunci să mergi să abuzezi de această lagună, cum să spun, de această, nu știu cum să o numesc, pentru că este cu siguranță neconstituțional din punctul meu de vedere și imoral să poți să migrezi de la un partid la altul. Bine. Ceea ce în alte țări nu este posibil. În Germania, spre exemplu, dacă treci de la un partid la altul, ți-ai pierdut funcția de parlamentar. În România se întâmplă același lucru la primari. De ce nu s-ar întâmpla și la parlamentari? Pentru, repet, în primul rând, pentru o stabilitate politică la nivel național. Pentru că dacă... Și credibilitatea în fața oamenilor. Da, dar vedeți că unii parlamentari nu mai pun atât de mult accent și atât de multă valoare pe credibilitatea în fața oamenilor. Unii nu ajung foarte des în fața oamenilor în timpul unui mandat. Alții nu sunt foarte receptivi la nevoile lor. Atunci când ești trimis pe listele unui partid sau pe sigla unui partid în Parlamentul României, în Parlamentul European, cred că trebuie să ai acel bun simț politic și acea moralitate de a respecta, să-ți duci sarcina care ți-au dat-o alegătorii până la capăt în curtea acelui partid, respectând strategia acelui partid. Da, o să spună foarte mulți sau unii dintre migranți, ce se întâmplă în cazul în care liderul politic se abate de la programul politic. Ai posibilitatea de a acționa în interiorul partidului, de a forma o majoritate în interiorul partidului și să suporte, să faci liderul politic să suporte consecvențele. Sau dacă nu te mai regăsești în programul respectivului partid, poți să devii independent. Sau independent, corect. Dar nici de cum să mergi să creezi, să dai practic o mână de ajutor unui alt partid care nu a reușit să convingă electoratul în momentul alegerilor, dar consideră că e bun de guvernare și încearcă prin aceste metode meschine de a demeni alți parlamentari sau de a profita de situația mai încordată în anumite partide. Vezi, Dan Deaconescu în situația de față. Și genereze o majoritate prin care schimbi raportul de forțe în Parlament și joci strâmb. Cu alte cuvinte, te abazi la programul de guvernare. Cine suferă în fond? Cetățeanul. De aceea cred, și o repet în mod intenționat, cred că toate partidele politice ar trebui să dea dovadă de maximă maturitate politică, să se pună la aceeași masă și să adopte o lege prin care migrația politică, inclusiv a parlamentarilor, să fie sancționate cu pierderea funcției de parlamentar. S-a vehiculat anul trecut deputat ceva de genul ăsta, dar a rămas în fașă ideea. Dar eu vreau să întreb ceva. Dacă Petru Luhan ar fi să părăsească Partidul Democrat Liberal, ce ar face? Nici de cum nu aș face-o vreodată în timpul unui mandat. Nu pot. Nu aș putea... să fiu atât de imoral față de cei care m-au susținut și în timpul mandatului să le întorc spatele și să generez o altă majoritate alături de alt partid politic. Este extrem de important atunci când nu mai ești în slujba partidului și a cetățeanului trimis pe listele acelui partid într-un legislativ, fie național, fie european, sau într-o funcție executivă, la nivel județean, la nivel național, vorbim despre alte reconsiderente sau îți reconsideri practic viziunea politică în funcție de anumiti factori. Eu întotdeauna am pus valoare pe factorul stabilitate. Stabilitate în ceea ce privește transmiterea de mesaje politice, în ceea ce privește urmarea unei linii continue, valorile de centru-dreapta, pe fiecare politică în parte, pe economie, pe agricultură, pe drepturile omului, pe ce vreți, ai aceeași poziție și o respect și lupți pentru acele drepturi. Și nici n-ați ales să fiți atot cunoscător pe nici toate domeniile. Nu, aici v-am mai spus eu odată, nu la trecută, cu ceva timp în urmă, tot la dumneavoastră în emisiune, la Bucovina TV, spuneam că în România nu există cultura de public hearing, de consultare publică.
mulți parlamentari consideră că le știu pe toate și votează, nu știu, pe bandă rulantă, după cum li se spune. Eu cred foarte mult în puterea consultării publice, pentru că un europarlamentar din Bruxelles sau un parlamentar din mijlocul Bucureștiului nu are cum să știe toate elementele decisive atunci când e vorba de adoptarea unei legi care include foarte multe date tehnice. De aceea, o consultare publică, cum am trăit eu, de exemplu, atunci când eram stagiar la Parlamentul Germaniei, la Deutsche Bundestag în Berlin, care a durat deseori 3, 4, 6 luni pentru a ajunge la un acord cu mediul de afaceri, în special cu oamenii de management de prim rang din toată Germania, pentru că erau angajatorii principali care contribuiau la scăderea șomajului, practic, și abia apoi au ajuns și partidele la un consens, un consens deseori de compromis, dar acea lege era aplicabilă. De aceea cred eu că asta se poate îmbunătăți în procesul legislativ românesc, în primul rând să fim mai receptivi la ceea ce ne spune mediul de afaceri, la ceea ce ne spun alte categorii sociale, cum ar fi pensionari, studenți, bolnavi, atenție, o categorie socială extrem, extrem de importantă, a căror drepturi sunt neglijate în România. V-am mai spus că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește actualizarea listelor cu medicamente inovatoare, pentru care eu am luptat extrem de mult și am cerut în repetate rânduri și demisia Ministrului Sănătății. Și nu mai zic de ce condiții avem în spitale, unde deseori ești sortit morții doar datorită infrastructurii proaste de sănătate din țara noastră. Să nu vorbim doar de spitale, sunt acele dispensare de comună care nu au nicio dotare, care nu e cazul. Și auzim, nu știu dacă vă aduceți aminte, de curând am auzit o declarație a domnului ministru Nicolaescu, fost ministru al sănătății, că a refuzat vreo 600 de milioane de ron în loc să îi, de la bugetul Ministerului Sănătății, în loc să îi folosească pentru a îmbunătăți infrastructura sau pentru a subvenționa alte medicamente pe care anumite categorii sociale nu și le permit pentru că au un venit limitat sau chiar sunt pensionari cu pensie minimă. Ei, toate astea, iată că dovedeze nou incompetența guvernului sau a celor care au responsabilități atât de mari și atât de importante pentru chiar milioane de români. De aceea cred eu că... E vorba de echipe de specialiști, că iese doar unul în față și le spune. E vorba de munca unei echipe din spate. Care muncă? Trebuie să ai competența de a... competențe manageriale. Atunci când îți asumi responsabilitatea pentru un minister, în primul și în primul rând trebuie să fii bun manager. Bine, domnul Nicolaescu este contabil, am înțeles. A condus de câteva ori Ministerul Sănătății. Eu înțeleg să ai gir politic pentru a prelua o funcție, dar nu înțeleg atunci când pui un contabil să conducă sănătatea, care este destul de precară. Sistemul de sănătate este destul de precar în țara noastră, dacă nu pe penultimul, poate chiar pe ultimul loc din Uniunea Europeană. De aceea, repet, sunt câteva obiective care trebuie urmărite și politica mai orientată către aceste obiective, obiectivele fiind bazate pe necesitățile oamenilor, necesitățile oamenilor fiind culese din teritoriu pe baza acestor consultări publice de care vorbeam. Deci calitatea politicii cu un astfel de parcurs ar crește semnificativ. Bineînțeles că o să spuneți, bine, asta este o modalitate de a acumula informații și de a legifera mai calitativ. Dar oamenii, și oamenii contează. Păi, haideți să ne lămurim. Problema este în felul următor. Un ministru este numit în funcție de către un partid. Deci, oricât de bun manager ar fi, dacă partidul îi spune, face așa, el face așa, nu? Este o practică care merită o dezbatere publică. Mult mai vastă decât... Dar poate fi un început aici, la Bucovina TV. Această numire pe bază de cât de ascultător este acel ministru sau acel individ, de acel simpatie membru, și cât de afinități. Simpatic este și negândind în primul rând sau cât de puternic sau cât de mulți bani a adus la partid sau sunt multe criterii,
Și nu numai decât background-ul lui profesional și abilitățile sale stau în prim plan în momentul respectiv, astfel de numiri sunt în defavoarea cetățeanului. Pentru că există atât de multe pârghii pe care le poți folosi la conducerea unor ministere, mai ales de când România este stat membru al Uniunii Europene, există atât de mulți bani la Bruxelles pe care noi nu reușim să-i aducem în folosul cetățeanului, pentru că avem strategii politice de așa natură încât să câștigăm bătălia politică în defavoarea cetățeanului. Și vreau să fac o paranteză aici care merită să o știe românii. În Polonia, spre exemplu, 25% în perioada 2007-2013 din toți banii europeni au fost alocați direct regiunilor. Adică Dragnea, Ponta, Teodorovici, ca miniștri responsabili pentru fonduri europene, nici n-au văzut acești bani și nici n-ar fi putut avea vreo influență asupra lor. Pentru că cei din regiune, președinții de consilii județene, cum ar fi în România, ei au voivodate, da, știu cel mai bine care sunt necesitățile și, atenție, știu cel mai bine cum să rezolve problemele în regiune. Dacă le dai bani și nu trebuie să cerșească în funcție de culoarea politică pe la București, cu siguranță vom avea o dezvoltare mult mai rapidă. Acum Polonia va aloca între 40 și 44% din fondurile europene direct regiunilor. Minunat! Iarăși, suntem la subiectul fondurilor europene. Iarăși, unde întâmpină foarte multe probleme românii beneficiari de fonduri europene, este modul de rambursare. Conform legii, statul trebuie să-ți ramburseze facturile în termen de 45 de zile. Însă, atenție, în România avem și întârzieri de 9 luni de zile. Adică un beneficiar de fonduri europene care are deci plătit N furnizori, furnizori de servicii sau prestatori de furnizori de produse sau prestatori de servicii, acesta nu poate să-și onoreze obligațiile față de ei, asta însemnând că neinjectând capital în economie, suferă toată economia. Adică ăia nu-și plătesc taxele la timp, probabil că în prisma acestui fapt crește automat și șomajul. Și nu mai zic de acele probleme interumane care se nasc. Problemele în sistemul de sănătate sunt foarte multe. Ne pleacă medici, ne pleacă asistente. Ajungem și acolo. Și eu am venit aici cu o propunere foarte concretă. De ce nu face guvernul un acord între o bancă, două, trei sau patru, prin licitație, unde să-și negocieze o dobândă foarte favorabilă, beneficiar de fonduri europene și stat. Și atunci, în cazul în care statul are probleme de buget, ceea ce se poate întâmpla oricărui guvern, să intervină banca și să plătească acelui beneficiar suma la care are pretenții spre a fi rambursată din fonduri europene. Și atunci, bineînțeles că, unu, s-ar injecta la timp capital în economie, doi, guvernul ar avea facturi plătite la dispoziție pe care să meargă mai departe să le ramburseze la Bruxelles, și astfel ar veni mai repede banul european în economia românească. Și tu plătești o dobândă mică pe niște bani pe care îi folosești de la o bancă, mai ales că în România încă mai avem două bănci cu capital majoritar de stat. Adică poți să ai și influența asupra respectivei decizii. Și atunci am avea o așa numită win-win-win situation, o situație în care toți trei câștigă și economia funcționează și absorbția de bani europeni crește. Am vrut să spun acest lucru pentru că am propus de două ori acest concept. Nici măcar nu trebuie să fii foarte bun cunoscător în materie de fonduri europene, nici măcar nu trebuie să fii foarte bun economist sau foarte bun politician. E foarte ușor de înțeles acest lucru, n-am înțeles de ce nu s-a aplicat, am făcut și public acest lucru, adică am dat comunicat de presă, l-am trimis și către Teodorovici, pentru că până la urmă nu ne interesează atât de mult cât de mult se bate în piept Xulescu sau Georgescu că a adus bani europene în România. Cine interesează mai mult să ajungă cât mai mulți bani europeni în România. Și aici trebuie să fac o paranteză. Ei se laudă foarte des pe televiziuni că ar fi sporit gradul de absorpție. Păi gradul de absorpție este sporit pentru că s-a muncit foarte mult înainte. S-au încheiat contracte, s-au implementat proiecte și acum
tu doar iei facturile și le duci la Bruxelles. Și bineînțeles că după aia te uiți pe procente și zici, uite, eu am crescut de la 7 la 24%. Nu. Aia, acea creștere, acei bani sunt aduși pentru că guvernarea PDL a muncit din greu. Trebuie de spus în mod pragmatic acest lucru. Revenind la ce spuneați vis-a-vis de plecarea medicilor. Da, este un nou și vechi fenomen existent în România, mai ales după 1 ianuarie, după ce s-au deschis granițele către toate statele membre. Până pe 1 ianuarie 2014 existau 9 state membre din 28 care își mențineau restricția pe piața forței de muncă în țara lor vis-a-vis de români și bulgari. Acum acestea nu mai pot fi menținute. Și bineînțeles că foarte mulți specialiști, în special medici din România, iau calea vestului pentru că, unu, există necesitate mare acolo, da, doi, au abilități că ei că, de comunicare. Ca voluntari, da? Deci e vorba de bani. Da, ajung aici. Și doi, pentru că sunt mult mai bine plătiți. Un medic în Germania câștigă între 3500 și 7500 de euro pe lună. În România câștigă mult mai puțin. Mai mult decât atât. Vreau aș fi vrut să spun că în România câștigă între 3.000 și 7.000 de lei, dar nu e așa. Da. În România, care este problema? Problema este că pleacă forță de muncă calificată foarte multă. Și noi acum ar trebui să avem ca obiectiv strategic de guvernare, să menținem forța de muncă calificată în țară. Din contră, acolo unde nu avem forță de muncă calificată în momentul de față, să avem abilitatea de a o atrage dintr-o țară sau alta. Așa sau să-i calificăm pe ei noștri. Bineînțeles, dar durează un ciclu 3, 4, 5 sau 6 ani. Noi nu putem aștepta atâți ani. Bine, ca să absorbim banii referindu-ne europeni. În domeniul sănătății, durează mai mult. Și această strategie coroborată cu o strategie simplificată de absorbție banii europeni, adică să facem acele proceduri de alocare a banilor europeni mult mai simple decât au fost în 2007-2013, am avea capital la dispoziție și am dezvoltat România într-un ritm mult, mult mai alert decât s-a întâmplat până acum. Plus că am avea șanse mult mai mari să evităm o posibilă criză economică, care poate apărea oricând. Aceste lucruri nu se discută, din păcate, la televiziune sau în spațiu public în general în România. Nu au loc destul de multe dezbateri publice între politicieni și mediul de afaceri sau societatea civilă în general. Și rămânem cu banii neabsorbiți de la Bruxelles. Rămânem cu oful în suflet. Vă spun încă o dată, nemții, englezii, francezii sau Uniunea Europeană în general au interes să ne dea banii, dar nu oricum. Deci trebuie să respectăm niște condiții. Atâta tot. Și cred că trebuie să punem accente mult mai mari pe simplificarea procedurilor, odată, de accesare a banilor europeni și doi, de audit. Și trei, de achiziții publice. Pentru că 43% din motivele pentru care absorpția a fost limitată s-au datorat procedurilor greoaie de achiziții publice din România. Nu mai zic de acele metode de a frâna alocarea unor proiecte, unor câștigători, datorită faptului că există acel drept de contestație a celui de pe locul 2, 3, 4. Nimeni nu zice să nu existe, dar această procedură poate fi făcută mai eficientă. Tânăr, ambițios, muncitor, simpatizat și susținut de membrii Partidului Democrat Liberal. Acesta este Petru Luhan aici la noi în România. Haideți să aflăm și opiniile colegilor din Parlamentul European și am să rog regia filmulețul 2. Este europarlamentarul care a învățat să dea bună ziua în 24 de limbi, provocând zâmbete și admirație din partea colegilor. Petru Constantin Luhan ist ein besonders befähigter Kollege, auch sehr sympathisch und ich möchte sagen, dass ich Petru Luhan sehr schätze. Ich wünsche Petru Constantin Luhan, dass er auch dem nächsten Europäischen Parlament angehört und ich wünsche ihm für seine Arbeit in Rumänien, in seiner Heimat und für die Europäische Union alles, alles Gute für die Zukunft. A very strong relation with all the members of national parliaments. Also as a very, very strong defender of Romanian interests in the European Union.
I'd say that he has a long future. It needs a lot of expertise, I need a following, and you know, and it's touching every European citizen. Health is very important for all of us. So I think that the recognition that this prize went to him, I mean, I think it says a lot about his work and his courage, because he needs a lot of courage to defend, you know, health questions here in the European Parliament. So welcome for that prize. He's young, he's targeted, and he's really concerned about economical progress. He's the first period, and I think he deserves a second. Serious, but friendly, and in love with his country. I think that he can represent with a high quality of engagement his country. Comme tous les députés européens, Monsieur Luan se préoccupe beaucoup de son territoire. Actif, énergique, et sa présence aussi. Sa présence dans les commissions, dans l'hémicycle et dans les interventions. Nous avons beaucoup travaillé. J'apprécie chez Petro une forme d'intérêt aux affaires internationales. Il parle plusieurs langues. Il exerce ses fonctions politiques avec compétence, avec cœur, et il a aussi une forme d'élégance qui fait en sorte qu'il représente bien l'Union européenne et bien sûr la République de Roumanie. We work also with Petru a lot in the European People's Party. Together we are in the same political grouping, and there I can say that Petru represents very well his country and his constituents, also working on the youth issues. For Petru Luhan, I believe it's very important to continue this work he's doing on the youth involvement, on the education possibilities, youth mobility. I believe that this is where the future lies. Our job is to defend our people, to defend the interests of the people that we represent in the European Parliament, and Petru is for sure one of the best MEPs that you can find in the Regional Development Committee. So I hope to see Petru again here next term. Beware of Petru. Der Kollege Luhan ist einer der starken Vertreter, ein junger, starker Vertreter seiner Heimat im Europäischen Parlament. Ich habe ihn kennengelernt als einen, der in der Sache sich auskennt, der weiß, um was es geht, der da in den Details drinnen ist und der auch seine regionalen Anliegen. Also er ist also sehr ein freundlicher Kollege, sehr umgänglich und sehr kooperativ, und er versucht, glaube ich, wirklich hier das Beste aus seinem Job hier zu machen und sich wirklich für Rumänien einzubringen. Als jung, als dynamisch und Schwerpunkte setzend. Und immer die Interessen seines Landes und der zukünftigen Entwicklung der Europäischen Union im Auge. Am revenit. Revenim din Parlamentul European în studioul Bucovina TV. Cum este promovată Bucovina în Parlamentul European? Că tot vorbim de Bucovina. Da, îmi place subiectul. Bucovina, în momentul de față, este un punct pe harta europeană pentru colegii mei europarlamentari, pentru oameni din stafful lor, angajații acestora, și pentru cei de la Comisie și de la Consiliu, care au fost prezenți la acel mare eveniment pe care l-am organizat, bineînțeles, împreună cu domnul președinte. O să urmărim un filmuleț, dar Gheorghe Flutur, care a avut o contribuție foarte mare la acel eveniment, și vă spun că imediat după și în timpul evenimentului, la care au avut posibilitatea să se înfrupte din bunătățurile bucovinene bio, să nu uităm că Bucovina are 64 de produse bio înregistrate la nivelul Comisiei Europene, care au admirat multiculturalitatea existentă în zona noastră și, nu în ultimul rând, care au fost și impresionați de tradiția pe care am prezentat-o noi acolo în cadrul acelui eveniment. Vă spun că foarte mulți colegi mă întrebau cum se ajunge în Bucovina. Și am avut în fiecare an din anul respectiv, am avut colegi cu care am perindat puțin prin munții Bucovinei. Am fost și în zona Suceviței, și în zona Vatra Dornei și Gura Humorului. Și mi-aduc aminte, un coleg din Germania aș suna la un moment dat soția și spunea că se află în Elveția Veche. Și că numai decât trebuie să vină și anul viitor, când o va lua și pe ea. Nu știu din ce motive, în momentul respectiv n-a putut să vină cu el. Și vă spun că am fost oarecum mândru să știu că și broșurile noastre, care le-am împărțit în diverse limbi, respectiv engleză, germană și franceză, au avut efect. Cu alte cuvinte,
un bucovinean, împreună cu domnul Fludu, repet, a prezentat regiunea, cum spunea șeful de la evenimente, directorul pe evenimente din Parlamentul European, cel mai mare și mai impresionant eveniment din ultimii 15 ani în Parlamentul European. Spuneți-mi, ce știu concret colegii dumneavoastră din Parlamentul European despre Bucovina? Ce le-a sunat lor interesant? Cu ce au rămas în... Unu, că avem potențial bio, de produse bio, care în foarte multe state e sunt... E un mare accent pe acest lucru. Da, sunt deja, să spun, aparțin trecutului, pentru că în supermarketurile lor, la prețuri accesibile, se găsesc doar produse comerciale, să ca le numesc ca la noi. Ca și la noi, de altfel, mai nou. Apoi știu foarte multe despre varietatea reliefului și frumusețile reliefului de aici. Știu despre noi că trăim 12 etnii din toate timpurile în liniște și în felul ăsta putem să ne considerăm o mini-Europă pe un spațiu restrâns, pe un colț restrâns a Uniunii Europene aici, în nordul României. Și, nu în ultimul rând, știu că suntem Elveția veche. Unii dintre ei. Da, sună foarte bine. Ce ar trebui să facem noi pentru a dezvolta turismul în această zonă? Ce crede Petru Luhan că ar trebui făcut? În primul rând, două lucruri mari și late. Unu, mult mai mult marketing. Promovare. Pe orice canal posibil, pe orice filieră posibilă. Promovarea e mama comerțului. Exact. Doar promovarea aduce clientul. Și doi, nu e de ajuns să avem oameni extraordinar de buni, prietenoși și mâncare cum n-ai mai întâlnit în alte colțuri ale României sau ale Europei chiar. Trebuie să creăm și infrastructură de agrement. Omul să vină 4, 5, 6 sau 12 zile în Bucovina. Nu doar cât era media 2,1 zile pe cap de turist pe an. E mult prea puțin. Deci, turismul sau media de ședere în Bucovina trebuie crescută. Pentru asta poți găsi. Dacă vă aduceți aminte, când eram manager public al județului la Consiliul Județean, am elaborat o strategie de dezvoltare a turismului. Împreună cu toate asociațiile de turism din România, din Bucovina, pardon, din tot județul de altfel, și împreună cu parlamentarii noștri. Pentru că deseori o astfel de strategie sau implementarea unei astfel de strategii atrage după sine necesitatea unor noi reglementări legislative. Și a fost un adevărat succes și mai ales acele evenimente pe care domnul președinte Flutur și echipa sa le-au inaugurat pe vremea respectivă, cum ar fi Crăciun în Bucovina, Paște în Bucovina, care luau sau prindeau un contur de permanență cu care deja românii se obișnuiseră. Așa au fost și gândite. Așa au fost gândite, exact. Dar iată că în momentul de față au dispărut. Din păcate, actuala conducere a județului dovedește foarte multă lipsă de respect, în primul rând față de cetățeni și mai ales față de ceea ce s-a făcut înainte. Pentru că chiar dacă ai altă culoare politică, alt program politic, ceea ce a fost bun făcut înainte, trebuie să duci mai departe. Ori n-ai competența, ori lipsă de voință totală. Invităm telespectatorii să urmărească, cei care n-au avut ocazia anul trecut, în aprilie, zilele Bucovinei în Parlamentul European, și am să rog regia filmul 4. Bucovina este un brand care merită să fie promovat la nivel european, este o mini-Europă, dacă vreți, în cadrul Uniunii Europene și merită valorile sale să fie cunoscute de către toți playerii mai importanți din Uniunea Europeană. Astăzi promovăm tradiția, multiculturalitatea și potențialul bio al zonei noastre, în special obiectivul că produse bio și produse tradiționale de o calitate superioară din Bucovina trebuie să ajungă în viitorul apropiat în supermarketurile europene.
această seară cu un spectacol excepțional pe care noi l-am pregătit de dansuri și obiceiuri din Bucovina. Vreau să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur, care a avut o contribuție majoră în calitate de coorganizator acestui eveniment și, bineînțeles, organizând foarte profesionist tot ceea ce vedem aici, împreună cu staful Parlamentului European și staful din subordinea mea. Vreau să mulțumesc și trupei Ciprian Porumbescu și tuturor celor care au acceptat să promoveze produsele lor de calitate superioară, domnul Baciu, doamna Chetraru și toți ceilalți care au avut bunăvoința de a lua drumul ăsta lung de la Bucovina până la Bruxelles asupra lor și de a participa la acest eveniment, mai bine spus la elaborarea acestui eveniment pentru o calitate superioară, așa cum se cuvine pentru produsele noastre și pentru potențialul turistic din zona noastră. And I think that Bukovina is a very good example in this sense. Je crois beaucoup dans la diversité des agricultures européennes. Je pense que cette diversité est une richesse que l'Union européenne doit pouvoir maintenir. Je pense qu'on doit créer l'opportunité pour que cette petite agriculture, l'agriculture diverse qui est liée à un territoire, qui met en valeur un territoire, elle puisse se maintenir. C'est pour ça que je suis très content qu'aujourd'hui, M. Flutur, un ancien ministre de l'Agriculture en Roumanie avec qui j'ai eu l'opportunité, le plaisir de travailler, actuellement retourné à son premier amour qui est la Bucovine, est venu partager avec nous cette richesse d'images et de goûts qu'il a dans sa région. Donc je souhaite vous féliciter pour cette démarche, ainsi que monsieur le membre du Parlement européen qui a créé en fait le cadre pour que cette opportunité puisse manifester. Asta două, trei zile, dar pe urmă se l-a dospit, 6 luni de zile se l-a dospit. În primul rând, cei care vor veni aici vor avea un brand în percepția lor care se va numi Bucovina. Bucovina din nordul României, care va reprezenta de aici încolo ceva pentru mulți europeni. Este un mare lucru, vă spun sincer. Siguranță, ceea ce am expus noi astăzi aici și ceea ce vor gusta ei din produsele noastre culinare va conduce la stimularea multora, nu numai de a veni ei personal, dar și de a vorbi în cercurile lor de prieteni, în cercurile lor sociale, printre politicieni, printre oameni de afaceri, printre alți potențiali turiști, pentru ca aceștia să ia calea Bucovinei. Deci după ce urmărești aceste imagini, nu ai cum să nu fii mândru, să fii bucovinan. Cum se simte Petru Luhan? Da, e adevărat că a doua zi sau zilele imediat următoare mergeam cu pieptul în față pe acolo prin Parlament, așa? Eram foarte mândru. Nu, lăsând gluma la o parte, pentru mine asta înseamnă o realizare că Bucovina acum reprezintă un punct pe harta Uniunii Europene, un punct cunoscut, la asta mă refer, și că oameni de influență, oameni, factori de imagine, factori de decizie din regiunile
din care provin ei, au vorbit despre acest eveniment, despre bucatele din Bucovina, despre tradiția noastră, despre multiculturalitate. M-a bucurat extrem, extrem de mult și, bineînțeles, faptul că foarte mulți colegi m-au abordat a doua zi, a treia zi sau săptămâni după să mă întrebe cum ajung în Bucovina sau cum intră în legătură cu anumiți producători de aici, mi-a dovedit foarte clar că evenimentul a fost unul de succes și eficient pentru zona noastră. Petru Luhani stă bine acolo la Bruxelles, de aceea am să rog regia să ne teleporteze din nou prin filmulețul 3 la Bruxelles. 2014 este anul de debut al noilor orizonturi europene. Acest fapt se traduce pentru România în 17 miliarde de euro pentru subvenții și dezvoltarea satului românesc, 87 de miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare în ideea unei infrastructuri medicale, educaționale și sociale îmbunătățite. În acest context, România se vede nevoită să accelereze apropierea de valorile și cultura europeană. Abilitatea principală a politicianului este de a asculta și de a înțelege oameni ca noi. El le transformă dorințele și cererile în avantaje legislative fără să fie carierist, ci oferind alternative concrete. Politicianul rămâne în slujba cetățeanului și nu invers. Pentru ca votul lui Petru Luhan să conteze, voturile noastre sunt importante. Civilizația și cultura europeană se sprijină în zilele noastre pe familie, educație, muncă, respectarea religiei și justiție. Petru Luhan este vocea ta, glasul care răspunde dorințelor de mai bine și aspirațiilor fiecăruia dintre noi. Avem la rândul nostru de oferit Europei cultură și tradiție românească de peste 2000 de ani. România și Europa trăiesc vremuri grele. Criza poate fi o oportunitate pentru cei ce găsesc soluții rapide de redresare. Când cineva pierde, altcineva trebuie să câștige. L-am cunoscut pe politicianul Petru Luhan. Cum e Petru al mamei și al tatei? Cum e acasă? Cum e Petru Luhan, nu politicianul, omul? Da, e o întrebare la care răspunsul ar fi relativ lung, cred eu. Dacă e să privesc trecutul meu din copilărie până astăzi, aș putea spune că am trecut prin foarte, foarte multe greutăți, adică nici de cum nu am fost un copil răsfățat. Am umblat de sculți cu vaca, am luat sapa de coadă, am mers în fiecare zi 1,5 km dus, 1,5 km întors la școală. După clasa 8-a am făcut naveta la Siret, la liceu, de la Măneuț, de acolo, de lângă Rădăuț. Și apoi, bineînțeles, că a trebuit să-mi iau viața în piept și am luat-o spre Germania, unde am muncit din greu, învățând și limba în paralel, pentru a putea să-mi câștig existența, pentru că apoi să îmi realizez un vis în viață, adică acela de a studia. Când am început facultatea în Osnabrück, Germania, în nord-vestul Germaniei, în domeniul economiei. Da, Petru Luhan știe cum e să mergi la scăldat, știe cum e să mergi cu prietenii la cireșe, la mere de vară, la da, mai jocuri are de fotbal. Mai are timp Petru Luhan să le facă? Acum mă referam la faza copilăriei mele. Acum aș putea spune că am avut privilegiul de a trece prin diverse experiențe de viață, care, unul, m-au maturizat extrem de mult într-un timp relativ scurt, aș putea spune, și, doi, m-au făcut să gândesc într-un fel mai apropiat omului de rând. Eu cunosc viața de la cel mai mic nivel până, aș putea spune, aproape la cel mai înalt. Adică de la a merge de sculți la prășit până la asta de două ori cu Hillary Clinton la aceeași masă într-o delegație la Washington și de patru ori cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, și mulți alți prim-ministri și șef de senat sau șef de camere de deputați. Și la fel de amabil ați stat și cu vecinii bunicii.
Nu? Și la fel de amabil și, bineînțeles, zic eu, cu aceeași abilitate de a înțelege necesitățile oamenilor și de a comunica cu ei, am stat și cu vecinii și cu oamenii mai în vârstă și cu oamenii poate care n-au avut șansa să treacă prin același proces de educație și care n-au avut șansa să iasă în 55 de țări, cum am avut eu până în momentul de față. Dar cred eu că ăsta este marele meu avantaj în ceea ce privește abilitatea mea de a înțelege lucruri complexe, de a înțelege oameni diversi și complexi în același timp. Și, ați uitat de prieteni, de familie, nu, din contră, plecând prin toată lumea. Vă spun că, din contră, eu sunt cel care își caută foștii colegi de școală generală, foștii colegi de liceu, foștii colegi de facultate din Germania, din America, din Australia, prin intermediul instrumentului de socializare Facebook. Acum avem acest privilegiu și să-i putem găsi, chiar dacă cu unii ai mai pierdut legătura, și-au schimbat numerele de telefon, și-au schimbat domiciliul, s-au măritat, s-au însurat, au plecat în străinătate. Dar vă spun că am avut eu inițiativa, de-a lungul timpului, să-mi caut prietenii, foștii colegi, să intru din nou în contact cu ei și sentimentul a fost măreț. Și îmi place extrem, extrem de mult că am acest instrument și alte instrumente prin care eu pot să intru. Eu am fost cel care a organizat întâlnirea de 10 ani la liceu. Chiar dacă eram în Germania în perioada aia, am organizat cumva de la distanță, mi-am luat timp, m-am deplasat în mod special pentru acea întâlnire, ceea ce a fost o trăire extraordinară. Și, bineînțeles, mie îmi place foarte, foarte mult între oameni. Și mai am o întrebare, dar înainte de întrebarea mea am să-l rog pe colegul meu din regie, Andrei, să ne dea filmulețul 5. Două zile până la ziua îndrăgostiților. Ce ne spune Petru despre Andra? Oh, nu era în program. Nu era. Întrebarea asta. Nu, da. Eu sunt, într-adevăr, fericit alături de ea și ea, cu siguranță, alături de mine, cred că facem sunteți un cuplu. Sunteți logodiți. Da, suntem logodiți. Vă de căsătoriți. La și în iulie o să avem și fericitul eveniment. Să fie într-un ceas bun și casă de piatră. Să rămână, mulțumesc mult. Ce să spun despre Andra? Mă înțelege, are abilitatea de a mă înțelege, pentru că viața unui europarlamentar este deseori foarte agitată. Și, bineînțeles, fiind o femeie foarte iubitoare și foarte dornică de a pune... Da, foarte mult. Și, bineînțeles, și cu socrii, cum vă înțelegeți? Apreciază extrem de mult și greutățile prin care am trecut eu. Ea n-a avut un trecut atât de greu. Tumultos, da. Atât de tumultos, atât de variat. Eu mă bucur pentru ea că nu a trebuit să treacă prin atâtea greutăți prin câte am trecut eu, dar foarte important este că ea mă înțelege. Cârcota și întreabă, cu socrii, cum vă înțelegeți? Foarte bine. Foarte bine, da. Mai ales că taică-sul este bucovinean. Cu atât provine mai mult. Din Câmpul Lung și a trecut și el prin greutăți asemănătoare cu ale mele și chiar vă spun că mă înțeleg extraordinar de bine. Îi mulțumim europarlamentarului Petru Luhan pentru prezență, dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și mai dorim casă de piatră încă o dată și mult succes în activitate. Să rămână mult! Argumente, argumente, explicații, declarații, ale politiciei pe înțelesul tuturor, evenimente locale și naționale dezbătute la sânge. Argumente.